mucenic Gheorghe a apărat credința divină în Hristos în fața populației păgâne din anii 300, prin faptul că a fost supus unor pedepse crude cărora a supraviețuit în perioada împăratului Dioclețian, poporul și-a întors fața la credință, considerând astfel că doar printr-o minune divină acesta a fost salvat. Ani la rând a fost ispitit de oameni, iar pentru că nu a căzut pradă acestor ispite, a fost ucis în data de 23 aprilie. Slujba de cinste care a fost susținută în biserici cu ocazia zilei Sfântului Mucenic Gheorghe a adunat sute de arădeni care au venit să se roage fie pentru cei care poartă nume derivate din Gheorghe, fie pentru sănătatea lor și a familiei lor. Arădenii au venit de dimineață la slujba dedicată Sfântului Gheorghe pentru a se ruga pentru cei dragi și pentru a asculta liturghia. Spuneți-ne, vă rog, dacă știți ce sărbătoare este. Sfântul Gheorghe. Ați venit să vă rugați pentru cineva drag care poartă acest nume? Nu neapărat, la liturghie. Sfântul Gheorghe. Ați venit la biserică să vă rugați pentru cineva care poartă acest nume? Da. Pentru cine? Pentru prieteni. Până... Nu, în familie n-am. Mai cunoștințe. Pentru tatăl meu, care a decedat acum 29 de ani, și pentru toată lumea, pentru sănătatea familiei mele și a tuturor oamenilor. În ziua Sfântului Gheorghe, creștinii pun la porțile caselor crenguțe de fag, brazde cu iarbă verde sau smocuri de iarbă, în stâlpi de susținere ai porților. Pentru a fi ferite de farmece, vrăjitorii și boli, animalele sunt protejate cu crenguțe de leuștean puse la intrarea în grajduri. La țară se credea că prin acest ritual, oamenii, vitele și semănăturile erau protejate de forțele malefice, ce deveneau extrem de active în acest moment de început al anului pastoral. Pentru ca membrii familiei să fie protejați de junghiuri rele și de boli necruțătoare, trec prin fumul și flăcările unui foc aprins, iar vitele și casele se afumă la rândul lor cu tămâie.